La doar câteva minute după decolare, nava Starship a SpaceX a explodat în aer la prima încercare de lansare. Cea mai puternică rachetă construită vreodată nu avea echipaj la bord, dar totuși cei de la SpaceX susțin că inclusiv această eroare a fost totuși un succes. Cu un astfel de test, succesul vine din ceea ce învățăm, iar testul de astăzi ne va ajuta să îmbunătățim fiabilitatea Starship în timp ce SpaceX încearcă să facă viața multiplanetară. Asta a declarat SpaceX pe Twitter. Discut cu Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, despre această încercare. Domnule Român, știm că a fost amânată încercarea aceasta, lansarea era programată la începutul săptămânii. Astăzi vedem, la doar câteva minute de la decolare, racheta cea mai mare construită vreodată, cu 33 de motoare în partea inferioară și alte 6 în partea superioară, practic nava propriu-zisă Starship, a explodat doar la câteva minute și totuși vedem optimism din partea celor de la SpaceX. Am onoarea să vă salut. Într-adevăr, vedem optimism. Nu știu cât e PR, dar pentru că eu sunt îndrăgostit de SpaceX și de programul lor spațial, și eu sunt de acord că avem de-a face cu o reușită parțială, nu cu un eșec. Reușită în sensul că au trecut prin procesul de verificări, toate verificările tehnice, pregătirea propriu-zisă pentru lansare și cumva rodarea echipajului pentru lansare? Exact, și asta, și prima treaptă a funcționat bine în prima parte. Explozia s-a produs la 4 minute după lansare, după ce prima treaptă și-a încheiat misiunea. Trebuia să aibă loc desprinderea de prima treaptă sau acceleratorul de decolare, să aibă loc decuplarea de vehicul Starship, care nu s-a mai produs. Eu am urmărit, pentru că SpaceX a transmis în direct zborul, nu reușeam să-mi dau seama nici din comentarii, nici din ce vedeam pe ecran ce se întâmplă. Dar, pe de altă parte, chiar după ce s-a întâmplat eșecul, să-l numim noi așa, eșecul parțial, cei de la SpaceX, echipa de la SpaceX, era veselă, era, arăta bine, nu părea îngrijorată, nu părea nemulțumită. Probabil era un eșec luat în calcul pentru a putea duce mai departe misiunea și antrenamentul propriu-zis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Român, pentru intervenție. Vom urmări de aproape. Cu siguranță vor mai avea loc astfel de teste până ce vor reuși. Să nu uităm că cu acest mijloc, cu ajutorul acestei rachete, ar trebui și oamenii să ajungă pe lună în misiunea Artemis în colaborare cu NASA. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație.